bun astăzi pentru voi, pentru Hușana, dar totuși înfrângere, dar poate un adversar care evoluează în Liga a doua. Da, o înfrângere, într-adevăr, am fost un joc foarte bun. Ne așteptam să facem jocul ăsta, din păcate am pierdut. Asta este, pentru că se termină cupa, ne-am atins oarecum obiectivul propus, să aducem o echipă mai sus clasată ca noi, o ligă superioară. Din păcate, am făcut un joc foarte bun, chiar am simțit toți din teren că am putut să-i batem. Au avut o lovitură liberă, am dat gol. Și pot să zic, îmi pare rău, dar da, seama, îmi doream să ajungem mai departe, dar asta este. Acum, bine, într-un fel, că s-o termina și cu cupa, putem să ne concentrăm pe campionat, pentru că acolo este foarte important pentru noi. A început repriza la secundă foarte bine, a înșut în bara lui Viorica și a semnat alte două șanse destul de mari. Ce da. Lipsit astăzi să înscrieți și voi? Puțin noroc, vă dați seama. Am avut, cum a spus, șutul lui Viorica în bară, mai avut câteva ocazii foarte bune. Ei la o lovitură liberă care nu părea periculoasă, mi-au dat gol și cam asta a fost partida. Ce impresie ți-a făcut Politinica? Ce impresie să fac? Este într-adevăr o echipă cu jucători foarte buni, experimentați. Vedeți, chiar dacă n-au făcut un joc, sau poate nu am făcut un joc foarte bun, de asta nu mi s-a părut ceva wow jocul lor. Experiența lor și-a spus cuvântul și-a reușit să se impună. Ce urmează pentru voi? Urmează campionatul care pentru noi ăsta este cel mai important. Cupa era așa un bonus, dar puteam să ajungem mai departe, dar campionatul este important, ne dorim să atingem primele 4 locuri. Mersi, succes! Doamne ajută!